Basme în limba română. Prințesa de hârtie. Era vacanța de vară și micuța Alexa era acasă la bunica ei. Micului meu înger, îi e foame? Nu, nu vreau nimic. De ce părinții mei nu m-au luat cu ei? Iubito, e o călătorie de afaceri. Vor fi ocupați. De altfel, bunica e aici cu tine. Nu-mi place de tine. Ei bine, eu te plac. De fapt, te iubesc. Ia stai, uite ce jucării am luat pentru tine. Nu, nu vreau jucăriile astea stupide. Ești sigură? Ce zici de domnul pilot? Nu! Și spunând asta, Alexa luă coșul de la bunica ei, se repezi în camera ei și aruncă toate jucăriile peste fereastră. Bătrâna fusese uimită, dar știți cum sunt bunicile. Vor face orice pentru ca nepoții lor să fie fericiți. A luat o foaie pătrată de hârtie roz, începând să o plieze. Alexa privea curioasă cum bunica ei folosea hârtii în diferite culori, le plia, le îndoia și le desfășura. Iar în câteva minute a fost făcută o frumoasă prințesă origami. Cine este ea? Este o prințesă! Îi poți da un nume! Prințesa de hârtie? Foarte drăguț! Și iată pălăria ei magică! O pălărie magică? Da! Când își pune pălăria pe cap, poate face magii! Tare! Bună treabă! În acea noapte, bunica a adormit-o pe Alexa și apoi s-a culcat. Fusese o zi lungă pentru ea și bătrâna era obosită. Noapte bună, iubire! Haide, prințesa de hârtie, arată magia ta! Haide, tu ai pălăria, fă ceva magic! Ești doar o jucărie prostească făcută de bunica, nici tu nu-mi place. Și am nevoie de tine. Când luna a apărut din spatele norilor, lumina sa lăptoasă căzu pe prințesa de hârtie și... Lumina lunii! Lumina lunii! Să mă grăbesc! Oh, cine ești tu? Wow! Credeam că n-o să întrebi. Bună, Izzy! Mă poți ajuta, te rog, să ajung la fereastră? Cerem! Ce ai nevoie? Îți mulțumesc, bunule domn! Voi alerga? Wow! Așa este! Bine! Acum tot ce trebuie să fac este să-mi iau pălăria fără să trezesc fetița și să plec de aici. E acolo! Prințesa de hârtie alergă spre pălăria ei de hârtie, dar tocmai când era să o ia... Vrei pălăria magică? Prințesa de hârtie încercă să fugă, dar era prea mică să treacă podeaua și Alexa pur și simplu a ridicat-o. Hei, dăm drumul! Nu așa ușor! Ești jucăria mea, îți amintești? M-ai aruncat! Așa, și? Jucăria mea, voința mea! Ești o fată răutăcioasă! Spune-mi ceva nou! Te rog? Te rog, lasă-mă să plec! Tu nu înțelegi care e miza! Da, corect! Nu! Te rog, ascultă-mă! Dacă nu ajung la Palatul Plutitor înainte de răsărit, Vrăjitoarea Roz îmi va distruge regatul. Vrăjitoarea Roz? Da, vezi tu, eu sunt o prințesă adevărată. Vrăjitoarea Roz m-a vrăjit, transformându-mă într-un copac. Credeam că viața mea s-a terminat, până într-o zi, când o bătrână pusnică s-a oprit la mine și m-a privit. De ce plângi, copace? Mă poți auzi? Da! Când voi împlini 25 de ani, tatăl meu o va face regină pe vrăjitoarea care mă va readuce. Și apoi îi va înmâna sulița de aur a magiei. Astfel, ea va putea provoca prăpădul.
Vrăjitoarea roz este puternică, asta știu. La fel și vraja. Nu o pot întoarce, dar pot pune altă vrajă peste ea. Hocus pocus, tais și locus. Pe calea naturii și a tehnologiei vei lua o altă formă. Vei deveni o prințesă origami. Și când luna te va arăta în lumina ei, vei renaște. Pune-ți o pălărie magică și zboară spre lumea Palatului Plutitor, căci acolo vrăjitoarea malefică își păstrează inima. Pune-ți pălăria magică peste inima ei și se va risipi în aer. Acesta va fi sfârșitul vrăjitoarei și al blestemului ei. Dar ține minte, drumul către Palatul Plutitor e plin de dificultăți și trebuie să găsești inima și să o distrugi înainte de răsărit. Altfel, acesta va fi sfârșitul tău. Urmează luna și te va îndruma spre Palatul Plutitor. Deci, vezi tu, dimineața următoare m-a smuls vântul și am fost dusă la o fabrică de hârtie. Și iată-mă, acum te rog, dă-mi drumul. Alexa se gândi o vreme și apoi a spus: Bine, dar vin cu tine. Ce? Nu! Este foarte peri... Bine. Da! Timpul aventurii! Să mergem! Pălăria mea! Fără trișare! Promiți? Promit! Alexa i-a dat pălăria prințesei de hârtie și imediat ce și-a pus-o pe cap, corpul ei emana sclipiri aurii. Wow! Hai, să mergem! Chiar știi unde este palatul? Să ne mișcăm! Grăbește-te! Wow! A fost! Wow! Urmează-mă, bine? Hocus pocus! Tait și locus! Prințesa de hârtie sări în apă și se transformă pe loc într-un pește. În acel moment, un vânt puternic începu și se apropia furtuna. Hai, grăbește-te! Eu încerc! Cumva, Alexa a ajuns la țărm și, după ce sări din barcă, s-a pus pe alergat. În urma lor, valul puternic se prăbușea peste stânci, creând un cutremur. Așteaptă-mă! Prințesa de hârtie, văzând că Alexa nu se descurcă, s-a transformat într-un cocor, a prins-o de rochie și a ridicat-o în aer. În jos, apa dezlănțuită înghițise complet stâncile. Îți mulțumesc! Tiu, era cât pe ce? Cu plăcere! Să ne mișcăm! Stai! Spune-mi, dacă te poți transforma în orice, de ce nu te transformi într-un dragon ca să zbori imediat? Simplu! N-am văzut niciodată un dragon, așa că nu-l pot lega. Oh-oh, vorbeam de lup! Ei bine, acum ai văzut unul. Pe loc, prințesa de hârtie s-a transformat într-un dragon puternic, de două ori mai mare decât celălalt. Urlă cu toată furia. Wow! Celălalt dragon s-a întors, a zburat de teamă și nu s-a mai întors. După ce au străbătut jungla, au ajuns la o altă întinsă mare. Peste mare se află Palatul Plutitor, dar nu putem să traversăm Marea Furioasă. Curenții sunt prea puternici și plouă puternic. Ce facem acum? Nu te teme când domnul pilot este aici. Domnul pilot? Jucăria mea? L-am adus aici, în caz că avem nevoie de ajutor. Deci... Și în acel moment au apărut toate jucăriile Alexei. Wow! Nu arunca niciodată lucrurile, chiar dacă e o jucărie. Nu știi când ai nevoie de ele? Fusese o zi lungă pentru ea. Alexa se gândi o vreme. Domnule pilot, du-ne la Palatul Plutitor! Nu te teme când domnul pilot este aici și te vom urma ca armata ta.
Grozav, să mergem! Mergeau cu elicopterul prin furtuna puternică. Vine inamicul! Atac! Cât armatele se băteau, prințesa de hârtie și Alexa s-au îndreptat spre palat. Când se deschide ușa, un uriaș cu dinți lungi proeminenți se îndreptă spre ele. Uriașul a atacat-o pe prințesa de hârtie, dar Alexa se băgă între ei și îl doborâ. Alexa, nu! Alexa, ce ai făcut? Îmi pare rău. Ar fi trebuit să fiu o ființă mai bună. Cu asta, Alexa închise ochii. Prințesa de hârtie zâmbi. Apoi au găsit inima vrăjitoarei roz ascunsă într-un vas și a pus pălăria peste ea și imediat se risipi în aer. Și asta făcută, prințesa de hârtie s-a transformat într-o frumoasă fată care era înaintea blestemului, prințesa Zaina. Îți mulțumesc, Alexa! Ai fost o prețioasă prietenă! Când soarele răsări a doua zi, Alexa se trezi în patul ei, uimită. Ce? Când am făcut? Cum am făcut? A fost un vis? Alexa! Oh, scumpă, te-ai trezit! Alexa s-a repezit îndată la bunica ei, a îmbrățișat-o strâns. Oh, bunico! Îmi pare foarte rău! A fost rea cu tine și cu părinții mei și mi-am aruncat jucăriile! Oh! De ce să regreți când ți-ai adus jucăriile înapoi? Ce vrei să spui? Jucăriile tale sunt în camera de zi. Ce? Alexa fugi imediat în camera de zi și, surprinsă, își văzu toate jucăriile în siguranță. Și în mijlocul lor era ea, prințesa ei de hârtie. Îți mulțumesc! Îți mulțumesc mult! Din cealaltă parte, bunica privea și zâmbea. Știi de ce? Pentru că ea a fost pusnica ce o eliberase pe prințesa Zaina și a învățat-o o lecție pe nepoata sa.